Valul de aer fierbinte sufocă România. Nu doar oamenii au de suferit, ci și animalele. Acestea fac față cu greu temperaturilor extreme ce trec până și la umbră de 37 de grade Celsius. Frizeriile pentru animale sunt luate cu asalt nu numai de stăpânii de căței sau pisicuțe din oraș. Cei mai mulți cer ca necuvântătoarele să fie tunse cât mai scurt, dar medicii veterinari susțin că nu este o soluție pentru această perioadă. În perioada caniculară este mult mai aglomerat. Avem și clienți din mediul rural care vizitează de obicei doar vara, că nu mai pot să facă față cu blănița animalelor. Tunsul excesiv și rasul nu este recomandat, pentru că cum noi nu mergem dezbrăcați pe stradă și avem și noi un tricou, o mică protecție termică și pe cald și pe frig, așa și la ei un 0,5 un centimetru îi protejează de insolație, de dermatită, de alopecie, de fel de fel de probleme externe, precum și factorul termic, care e cel mai important. Igiena este una importantă pentru sănătatea prietenului necuvântător, ca de altfel și alimentația. Ca să nu devină victime ale deshidratării sau epuizării, animalele primesc îngrijire specială. Sunt evitate plimbările la orele amiezei, iar la întoarcerea din parc trebuie verificate lăbuțele și blana animalului. Pernițele trebuie foarte bine întreținute, în afară de păr pe care noi îl luăm în momentul în care vin la salon și îi hidratăm cu o cremă de pernuțe speciale. Ar trebui între ora, să zic, 11 și 5 după amiaza să nu ia contact cu asfaltul, care poate să atingă, am înțeles că și 60-70 de grade. Fiecare perioadă a anului are diverse probleme legate de factorii de mediu. Acum, pentru că s-a uscat iarba și au apărut acele spice foarte ascuțite, în plimbările din parc, de multe ori vin căței și se numesc ariste, de multe ori în plimbări și în alergări vin acei mărăcini, acele ariste foarte ascuțite și vin interdigital. De multe ori pătrund, se umflă lăbuța ori pe față, ori pe spate, mai des pe față, pentru că seceră efectiv iarba care se usucă și de multe ori vin cu lăbuțele umflate. Plus, mai avem pe la ochi, că bagă tot așa prin iarbă, se mai combină cu lacrimi, pentru că lor le curg niște lacrimi ca și nouă, și dacă nu sunt toaletați în jurul ochilor adecvat, aceste lacrimi se combină cu părul și se creează o aglutinare excesivă, împreună cu căldura se pot infecta sau pot face probleme în piele, plus că dacă mai merg și prin parcuri, să mai pune și praf, să mai pune și polenul numai acum, da, praf, și apar diverse probleme, conjunctivite, iritații oculare. Pentru a face față temperaturilor de afară, căței vom spăla mai des, iar pentru a nu le afecta blana, trebuie folosite produse speciale. În perioada aceasta cu caniculă, de câte ori îl spălăm? În perioada aceasta se poate spăla o dată pe săptămână, total. Pe lăbuțe și pe la zonele intime se poate spăla zilnic. În perioada aceasta trebuie să fim atenți și la alimentația patrupedului, dar și la hidratarea lui. Temperaturile crescute îi pot afecta sănătatea.